Bărbați înarmați au răpit 40 de creștini duminică în timpul închinării la biserică din nordul Nigeriei. Reverendul Joseph John Hayan, președintele Asociației Creștine din Nigeria, din statul Kaduna, a declarat că atacul a avut loc duminică când oameni înarmați i-au atacat pe credincioși în timpul unei slujbe la Biserica Baptistă Bege din statul Madala. Hayan a adăugat că 15 persoane au scăpat în aceeași noapte în care au fost răpite. Nu am auzit nimic pentru răscumpărare sau cu privire la oamenii rămași și ne rugăm ca răpitorii să fie milostivi să-i elibereze pe cei 25 rămași înapoi la familiile lor. Nigeria s-a confruntat de ani de zile cu violențe interne semnificative din partea mai multor entități, inclusiv Boko Haram, păstori radicalizați, islamici fulani și violență localizată a bandelor. Zeci de mii de persoane au fost ucise sau răpite de aceste grupuri, iar sute de mii au fost strămutate în interior. Creștinii din Nigeria sunt deosebit de vulnerabili la această violență, care este în mare parte motivată din punct de vedere religios și au suferit foarte mult în ultimii ani, pe măsură ce nivelul jihadismului a crescut în Nigeria. Relatează persecution.org. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.